Propun să ocupați locurile, să începem ședința de guvern. Am să încep prin a vă solicita o mobilizare exemplară a tuturor ministerelor și instituțiilor care sunt implicate în bătălia contra răspândirii coronavirusului. Domnul ministru Vela, am văzut că avocatul poporului vă întreabă de ce se fac controle de poliție în civil. Dați-i un răspuns potrivit. Chiar recomand o creștere a efectivelor care operează în civil, pentru că știm situații care ne-au fost raportate, în care se strigă 6 la venirea lor în uniformă și practic nu pot să surprindă situațiile cum sunt ele în realitate. De asemenea, tel verde să-l operaționalizați și să-l popularizați, astfel încât să putem să direcționăm controlele în funcție de semnalele primite de la cei care au participare civică în semnalarea încălcărilor regulilor de protecție a sănătății. Aici toate instituțiile de control, de la Ministerul Afacerilor Interne până la Inspecția Muncii, Inspecția de Stat pentru Controlul Traficului Rutier, Direcțiile de Sănătate Publică prin Inspecțiile de Sănătate, mobilizare maximă a NSVSA în asigurarea respectării regulilor. De asemenea, domnul ministru și domnul secretar de stat Arafat, o comunicare constantă cu prefecții și o monitorizare a implementării prevederilor din legislația luptei împotriva COVID. Pentru că ei au obligații care sunt stabilite și prin lege și prin hotărârea de guvern privind starea de alertă și trebuie să ia măsurile. De asta trebuie monitorizată. S-a respectat hotărârea CNSO ca în termen de 48 de ore toate CJSU-urile să ia deciziile care se impun. Ok, mai sunt discuții pe carantinări de localități. Aici, exact cum am stabilit, scoatem focarele, pentru că asta nu-ți indică răspândirea în comunitate și trebuie mers la analiză până la nivel de sat. De exemplu, să nu carantinăm o comună dacă numai un sat este afectat și depășește indicele stabilit, e carantinat satul respectiv. Adică trebuie făcută analiză astfel încât să nu afectăm comunități locale unde nu există nivelul de răspândire așa cum este stabilit. Domnul ministru Tătaru, creșteți în continuare capacitatea de testare? Creșteți în continuare numărul de paturi la terapie intensivă și de asemenea numărul de paturi pentru cazuri intermediare, pentru cei care doresc să se trateze în spital și nu vor să se trateze într-un loc în care se izolează la domiciliu sau în altă locație. În plus, DSP-urile trebuie monitorizate mai atent. Odată ce se emit deciziile de către DSP-uri privitoare la persoanele care sunt diagnosticate pozitiv, ele trebuie monitorizate, trebuie urmărite. Aici vă recomand să găsiți o soluție, așa cum am discutat, și de implicarea medicilor de familie pentru pacienții, mai ales care au cazuri ușoare, să se asigure o monitorizare a evoluției stării de sănătate. Pentru că nu pot numai medicii din spitalele COVID și spitalele de suport COVID să asigure monitorizarea stării de sănătate, iar medicii din DSP-uri sunt ocupați cu o mulțime de alte lucruri, anchete epidemiologice și în continuare insistați nu numai cantitativ, ci și calitativ pe aceste anchete epidemiologice. Pentru că asta e forma de luptă cea mai bună, izolarea persoanelor de contact, cum a fost și eu, de exemplu. Da? Am fost izolat și dacă aș fi fost pozitiv, nu mai transmiteam către alții boala. Deci, chestiunea asta trebuie urmărită cu mare atenție. De asemenea, în comunicarea publică, trebuie să fim foarte limpezi, foarte clari. Cu cât reușim să controlăm răspândirea virusului, cu atâta viața este mai normală. Economia e mai puțin afectată și nu trebuie să impunem restricții care să afecteze
derularea vieții în condiții de normalitate. Aici cu DSP-urile am clarificat problema cu creșterea numărului de posturi, 1000 de posturi la DSP-uri și 1000 de posturi la ambulanțe. Ați găsit soluția cu domnul ministru Câțu? Da, am găsit soluția împreună cu domnul ministru al Finanțelor și avem pe lista suplimentară și o hotărâre de guvern. Dacă pot să o citesc acum, vă rog să fiți de acord cu includerea pe lista suplimentară a ședinței Guvernului a proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei 2 la hotărârea Guvernului numărul 144 pe 2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății. Prin acest proiect de act normativ se suplimentează cu 2000 numărul de posturi la Direcția de Sănătate Publică Județene, respectiv a Municipiului București, și Serviciul de Ambulanță Județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov. De acord cu introducerea pe ordinea de zi. Mulțumesc. Mă bucur că ați găsit soluția de finanțare. Aici trebuie să urmărim că dau examenul cei care termină rezidențiatul și practic orice fel de medic care ia examenul la finalul rezidențiatului și în disciplinele căutate pentru terapie intensivă, pentru ATI, trebuie imediat utilizat. Așa cum apoi am utilizat și rezidenții. Deci aici va trebui, pentru că presimt că din punct de vedere tehnic, ca să spun, al pregătirii de paturi dotate, înzestrate cu tot ce e necesar, cu putem să creștem capacitatea, dar presimt că tindem spre a atinge un blocaj privitor la numărul de cadre medical. După aia, instituționalizați mai clar ceea ce am discutat noi. Nu trebuie să intre în ATI oricine. Există această tendință de a interna în secții de terapie intensivă bolnavi care nu necesită neapărat terapie intensivă și atunci există saloanele intermediare despre care am vorbit, în care, în mod evident, se monitorizează evoluția stării de sănătate mai atent, dar nu necesită neapărat internarea în secția de terapie intensivă. Plus operaționalizarea tuturor secțiilor. Vedeți că nu cum au făcut la Brașov, că au dat drumul la spitalul modular și au închis spitalul județean. Deci ei trebuie să crească numărul de paturi disponibile pentru terapie intensivă. Cu Colentina s-a rezolvat? Da, am avut discuții și astăzi cu domnul manager. DSP București merge și va operaționaliza întreg spitalul. Viting? Funcționează? Viting, am fost ieri, am discutat, tot DSP-ul, dat și avizul și... Funcționează, 6 paturi, așa cum ați dispus la ultima ședință de guvern. Mulțumesc, domnul ministru. Domnul ministru Cățu, am discutat să pregătim actul normativ pentru după data de 25 octombrie, astfel încât să nu plonjeze companiile direct în plata obligațiilor. Practic, noi am lăsat, prin măsurile adoptate până în 25 octombrie, după informațiile pe care le am, practic 16,15 miliarde de lei la dispoziția companiilor. Corect. Plus 250 de milioane de lei de pe urma bonificațiilor acordate pentru cei care și-au plătit impozitele la timp. Și aici trebuie gândite mecanismele pe care le-am gândit. Suntem pregătiți cu proiectul sigur, de ordonanță? Sigur, să fie pe ordinea suplimentară de zi. Să vă spun câteva dintre măsurile. Este o ordonanță mai lungă. Măsurile cuprinse în actul normativ. Înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare restante după data declarării stării de urgență administrate de organul fiscal central. Este posibil ca una dintre companii să fie acumulat în această perioadă obligații bugetare restante și acum venim cu această facilitate. Scutirea de la plata impozitului specific și aici este urma discuția dumneavoastră. Pentru Horeca, da. Pentru Horeca. Până la 31 decembrie? Corect. Asta înseamnă că tot anul 2020 domeniul Horeca a avut scutire de la plata impozitului specific. Iarăși, după discuția dumneavoastră, acordarea posibilității autorităților publice locale de a adopta hotărâri privind reducerea impozitului pe clădiri sau scutiri de la plata taxei pe clădiri, prelungim și acest lucru, prorogarea termenului pentru depunerea notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor fiscale și a termenului de depunere a cererii de restructurare prevăzută de ordonanța Guvernului 6 din 2019 privind instituirea unor facilități fiscale, și aici prorogăm niște termene pentru că sunt companii care
încă pot beneficia, unele care au ieșit din insolvență, etc. Reglementarea destinației excedentului din execuția bugetului autorității pentru supravegherea publică a activității de audit statutar. Aici era o neconcordanță cu legislația în vigoare și trebuie reglementată. Facilități fiscale acordate pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea turneului final al campionatului european de fotbal 2020, amânat ca urmare a reconfirmării garanției numărului 0534 din 18 aprilie 2014 de către Ministerul Finanțelor Publice prin Ministrul Finanțelor Publice. Deci trebuia să facem și acest lucru. Și mai avem o reglementare a regimului fiscal aplicabil cheltuielor efectuate pe perioada instituirii stării de urgență sau de alertă potrivit legii cu testele medicale de diagnosticare infecției COVID-19, suportate de angajator plătitor, pentru persoane fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salarii sau de către persoane fizice care determină venitul net anual în sistemul pentru acestea. E vorba că aceste, astăzi, în codul fiscal, cheltuiala cu acest test făcut de angajator era văzută ca un venit pentru angajat și trebuia impozitat. Și atunci reglementăm codul fiscal ca să nu mai fie văzut în acest fel. Da, am înțeles. Mai avem problema companiilor aflate în insolvență cu planul de reorganizare. O să facem un act normativ separat pentru cele... Un act normativ separat, da. Și vreau să vă anunț că de ieri este live programul pentru companiile mari prin eximbank.ro de ajutoare care sunt derulate prin eximbank. Adică un fel de IMM. Garanții, IMM Invest pentru companiile exact, mari, IMM garanțiile pentru credite pentru companiile mari, investiții sau capital de lucru. Da, este live de pe site-ul eximbank.ro, sunt toate informațiile. Aș vrea să-mi prezentați săptămâna viitoare o situație privitoare la utilizarea schemelor de ajutor de stat pentru investiții. Siguranță. Da? Da. Încă n-am spus ordonanță pentru ordinea suplimentară sau aprobați. Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative în prima lectură. De acord. Doamna vicepremier, vă rog să informați colegii privitor la proiectul de ordonanță de urgență care reglementează plata pentru părinții copiilor care se află în scenariul galben sau roșu. Domnule prim-ministru, Ministerul Muncii este în măsură să prezinte astăzi în primă lectură ordonanță de urgență prin care părinții să poată să beneficieze de zile libere plătite pentru a sta acasă cu copiii dacă unitățile pe care copiilor le frecventează se află în scenariul galben, hibrid sau în scenariul roșu. Practic, părinții vor putea să beneficieze de aceste zile libere plătite dacă nu își desfășoară activitatea în regim de telemuncă sau de muncă la domiciliu și, de asemenea, aceste zile libere se acordă pe toată perioada în care se aplică scenariile galben și roșu pentru școlile pe care le frecventează copiii, conform hotărârilor date de Consiliile Județene pentru situații de urgență. Adică pe scenariul galben se acordă pentru zilele în care elevul, copilul, este în sistem online. Este în sistem online, da. Și acest beneficiu, practic, se va acorda pe toată perioada stării de alertă. Bine, de acord cu introducerea pe ordinea de zi. Mulțumesc. Domnul ministru Boloș. Ce facem cu ordonanța de urgență? Aveți avizele? Este ordonanța de urgență este pregătită. O să vă solicit să fiți de acord cu introducerea ei pe ordinea de zi. Întrucât am obținut avizele în original de la ministerele de resort, a ajuns destul de târziu la finanțe și la justiție. Am înțeles. Bine, introducem pe ordinea de zi și le adoptăm dacă obținem până la finalul ședinței avizele. Ministerul Educației, sunteți pregătiți cu actul normativ? Ministerul Educației o adresează respectuos solicitarea de a fi de acord cu introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre pentru modificarea hotărârii de guvern numărul 24 din 2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,
în sensul în care se suplimentează numărul de posturi pentru sistemul de învățământ preuniversitar, vorbim despre personal nedidactic și didactic auxiliar, cu un număr de 750 de posturi. Ce am discutat la videoconferința cu inspectorii școlari general, da? Personal nedidactic, practic, nedidactic, suplimentar, da. 750 de posturi. Bine, de acord. Mulțumim. Domnul secretar de stat Arafat, suntem pregătiți cu hotărârea de guvern, de modificarea hotărârii de guvern prin starea de alertă? Da, domnule prim-ministru, vă solicit includerea pe agenda de lucru a ședinței guvernului a proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea anexei numărul 3 la hotărârea Guvernului numărul 782 din 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. De acord, domnul secretar de stat. Vă mulțumim.